aveam o imaginație aproape bolnăvicioasă. Multe lucruri nu le-am făcut. Pare ciudat, dar totuși am făcut aproape 70 de filme. Eram foarte bun la învățătură, dar aveam momente când lipseam de la școală, Chiulangiu. Deci când am ajuns la Timișoara la 5 ani, vreau să vă spun că încă de la Târgu Jiu fugeam de acasă ca să mă duc la cinema. Eu, în facultate, n-am fost niciun decis, nici membru de partid. În usină, n-am intrat în partid. Am un dosar prost. Eram cea mai ieftină cinematografie din Europa. Acum am ajuns ca autostrăzile, suntem scumpi. Dacă pe vremuri oamenii erau entuziaști, astăzi le lipsește această calitate. Dispărând cinematografele, dispare cinematografia națională, e clar. A dispărut o clasă extrem de importantă în viața unei țări, clasă muncitoare. Niciodată, Dumnezeu meu, nu mi s-a propus de cineva să devin informator. Nici în Occident, nici în Rusia și nici în România. Pentru că serviciile secrete, atunci când propune cuiva, se interesează și știu cu cine îmi place. Toți acești oameni care s-au interesat și au dat seama că așa ceva cu mine nu merge. Poporul român trecea într-o perioadă grea și eu trebuia să fiu aici să încerc să iasă din perioada asta sau să stea cu fruntea sus. Și asta a fost țelul profesiei mele. Nu am avut alt țel. Să-mi urmați sfatul și să mă întreceți.